Fraților, bună dimineața! Bine ați venit la un nou vlog! Este ora 5.42 dimineața. Într-o zi de marți dimineața. Am plecat în seara la ora 7.30, plecat cardul. Și la ora 5.42 mai am 15 km până la film. Ce vreau eu să vorbim astăzi repede așa? Am auzit pe TikTok într-un filmuleț despre înlocuitul lichidului de frână. De ce e bine să înlocuiești lichidul de frână la orice autovehicul care are lichid de frână, care are frâne cu comandă hidraulică, scuzați. Și am văzut că foarte multă lume nu pune importanță pe chestia asta. Adică mulți funcționează pe principiu că dacă nu-l schimbi, nu se întâmplă nimic și scutești bani. Adică ce se poate întâmpla? Doar închide frână, tot așa frânează. Deci tu economisești bani dacă nu-l schimbi, sau ce știu, nu știu, din lene, din neștiință, din inconștiență, din mai multe motive, nu-l schimbă, din zgârcenie, din nu știu. Ce pot să vă spun eu este că lichidul de frână, ca și orice alt lichid, ca și un uleiul de motor, lichidul de frână de fapt e un ulei. Dacă în Italia, dacă întrebi un italian cum se numește, îți va spune că un ulei de frână, nu lichid de frână. Deci, ca și orice lichid, ca și orice ulei care l-are motorul sau autovehiculul, el cu timpul își pierde proprietățile pe care le are. El, cu cât îmbătrânește mai mult, cu atât își pierde proprietățile. Și lichidul ăsta de frână, ce se întâmplă când își pierde proprietățile? În primul rând, o să mai ai... În 2 km și jumătate, părăsiți strada la dreapta, apoi rămâneți pe partea... În primul rând, o să mai ai pedala, cum era înainte, dură. În al doilea rând, ce se întâmplă? Lichidul de frână, cu timpul, acumulează apă, absorbe apa. El absorbe apa, prin natura lui, el absorbe apă, particule de apă. Apa asta, ce se întâmplă? Ea, dacă intră în lichidul de frână, pe urmă, nu știu, se încălzește, se evaporă apa și în locul apei rămân particule de aer. Apa conține oxigen, știi? Și dacă rămân particule de aer în locul cumulilor de apă, particulelor de apă, e ca și cum ai avea, ca și cum ai, nu știu, ai introduce tu aer în instalație. Deci rămâne aer în instalația de frânare. Și atunci pedala va fi mai moale. Și când ești pus într-o situație limită, nu vei avea frână suficientă sau nu te poți baza pe frâne la capacitatea lor maximă. O altă chestie, lichidul de frână, dacă folosești frânele mult, dacă, nu știu, cobori o serie de mai multe curbe, ești în coborâre și trebuie să frânezi și frânezi mult, lichidul de frână se încinge, se încălzește. Dacă lucrează mult, el se încălzește. Cu cât îmbătrânește, cu atât își pierde proprietatea de a funcționa și la cald. El, dacă se încălzește mult, riști să rămâi fără frâne. De ce cauză? El, când se încălzește, tu
folosești frâna mult, v-am spus, lichidul se încălzește. Pe urmă, afară este frig, nu știu, să, cum e iarna, primăvara, toamna, oricum, el se încălzește în conducte, în afară, frigul de afară acționează și apare condensul. Deci dacă el se încălzește, datorită diferenței de temperatură, apare condensul și se creează condens în lichidul de frână. Chestia asta se și măsoară. Asta măsoară când mergeți la un service, la o reprezentanță. Măsoară cât la sută are apă lichidul de frână. Și spune, mai trebuie schimbat sau nu, sau care e situația, cât e de calitativ lichidul de frână. Deci din cauza condensului absoarbe apă și pe urmă în locul apei, dacă se evaporă, poate să rămână aer în instalația de aer, de frânare. Din cauza asta lichidul de frână e recomandat să se locuiască undeva la 2 ani. Undeva la 2 ani de zile să se înlocuiască lichidul de frână. Acum, nu știu, fiecare cum crede, dar eu, de exemplu, l-am înlocuit de fiecare dată când am înlocuit plăcuțele. Am înlocuit plăcuțele de frână, am înlocuit și lichidul de frână. Tot timpul plăcuțele de frână originale, de fapt, aproape orice am pus original pe mașina care o am și acum. Și lichidul de frână, iarăși, original l-am folosit. Nu am avut probleme cu frânele niciodată. Dar absolut niciodată. De fapt nu am avut probleme cu mașina asta niciodată. În 11 ani de zile nu m-am lăsat odată pe drum sau să rămân fără frâne sau mai știu ce. Din cauza asta toți producătorii recomandă ca lichidul de frână să fie înlocuit periodic, cel puțin odată la 2 ani. V-am spus, eu nu știu dacă am înlocuit odată la 2 ani, dar de câte ori am înlocuit plăcuțele de frână, am înlocuit și lichidul de frână în instalație, toată instalația. Pe urmă, lichidul de frână, cu cât funcționează mai mult timp, cu atâta se subțiază și automat devine așa ca apa. Automat nu va mai frâna, instalația de frânare nu va mai avea aceeași performanță. Plus că se negrește, am văzut lichid de frână ținut cu ani și cu ani în instalație neînlocuit și devine negru, urât. El, cu cât e mai vechi, cu atâta va afecta cauciucul din garniturile pompei de frână, cauciucul din garniturile cilindrilor receptori, din garniturile etrierilor și așa mai departe. Deci el unde lucrează, afectează pompa de frână. Poate să afecteze pompa de ambreiaj dacă pompa de ambreiaj își trage lichid din vasul de expansiune a pompei de frână. Și așa mai departe. Deci, pe urmă, tu zici că faci economie la lichid de frână, că ai frâne, nu-i problemă cu frânele, nu dă niciun semn de slăbiciune. Și nu înlocuiești lichidul, dar cu timpul o să ți se strice pompa de frână și zici că e normal. Pe urmă o să pompa de ambreiaj sau cilindrul receptor de ambreiaj o să se strice, iar o să spui că e normal și o să înlocuiești etrierele sau cilindrii receptori de frână, dacă ai frâne pe tambur și saboți și așa mai departe. O să înceapă să se strice piese din instalația de frânare. Din cauza asta, cred că ar fi mai bine pentru toată lumea să înlocuiești lichidul de frână. Cel puțin, de fiecare dată când înlocuiești plăcuțele de frână, ar fi bine să înlocuiești lichidul de frână. Nu costă o avere și stai liniștit. Nu mai spun, v-am mai spus și în alte video de plăcuțele de frână, de un
prieten de-al meu care au pus cele mai ieftine plăcuțe și în 6 luni s-au terminat plăcuțele de frână și eu au ieșit, au rămas doar fierul de la plăcuțe și au căzut plăcuța din etrier, din locașul ei și au rămas fără frâne exact într-un moment când nu și-l dorea. Doar experiența lui de șofer profesionist l-a făcut ca să iasă din situația aia. De asta vă spun, nu vă jucați cu frânele. V-am mai spus eu asta. Când eram la școală, dirigintele meu și profesor de mecanică spunea că frâna este Dumnezeu la volan. Așa spunea, frâna este Dumnezeu la volan. În orice situație, apelezi la frână. Indiferent că ești conștient sau inconștient din instinct, în orice situație vei frâna. Așa că frâna trebuie să funcționeze perfect. Așa că vă recomand să înlocuiți lichidul de frână ca și orice lichid pe care îl are autovehiculul vostru. Uleiul de motor, antigelul, uleiul de cutie de viteză, de diferențial, de orice lichid ar trebui înlocuit. Ulei de direcție dacă are direcție hidraulică și așa mai departe. Pentru că orice lichid cu timpul se deteriorează și își pierde calitățile pe care le are și va afecta funcționarea ansamblelor și subansamblelor pe care le unge și cu care lucrează. Ceva ce să vă mai spun. Cam atât. Deocamdată se face ziua. Imediat ajung și eu. Și știți povestea. Fiți deștepți cât de proști zace țara. Ce să vă mai spun? Da. Mai știu mai multe persoane când era în România, când toată lumea avea Dacia. Știu mai multe persoane care au coborât din Păltiniș. Cine a fost vreodată în Păltiniș știe. Cobor foarte mulți kilometri numai în curbe. Și-o folosit mult frâna și-o rămas fără frâne. S-a încălzit lichidul de frână pentru că era de proastă calitate pe vremea aia, pentru că nu l-a înlocuit nimeni niciodată și s-a încălzit lichidul de frână și a rămas fără pedală de frână de tot. Norocul a fost că Dacia avea frână de mână pe cabluri, cu manetă, cum o știm cu toții, frână de mână clasică, și o redus cu frâna de mână, cu frâna de motor și cu alte chestii, avea cutie manuală și așa mai departe. Dar mi-aduc aminte când eram eu mic că mai mulți îmi povesteau că au rămas fără frâne. Așa că nu vă jucați cu lichidul de frână, mai bine înlocuiți-l pentru că nu costă o avere. Haideți că v-am lăsat. Ciao, ciao, drumuri bune!